Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai se mai pescuiește oare la copcă în țara asta? Mai există gheață să mai faci copcă? Mai țineți minte că în perioada, cum se cheamă, lockdown-ului, da, erau foarte mulți pescari pe frecvență care cereau să se deschidă treaba asta? Da, chiar așa. Salutări tuturor pescarilor. Vă salutăm pe toți. Care stați pe baltă acum, să știți că s-a făcut dreptate. Toată lumea a auzit de Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, AGVPS. AGVPS a rămas fără pâs. Nu știu, i-au luat peștele. Deci peștele acum a devenit și a câștigat independența. Este ziua independenței peștelui și pescuitului sportiv, pentru că Federația Română de Pescuit Sportiv a câștigat un proces la Înalta Curte de Casație și Justiție și vânătorii au rămas fără pește. Așa cum și trebuie. Una e vânatul, alta e peștele. Deci până acum erai vânător și pescar, acum ești numai vânător. Și pescar sportiv. Domnule, vedeți nuanța că poți să fii pescar sportiv, dar mai greu să fii vânător sportiv. Adică pescuitul, prinzi peștele în mod sportiv, te pupi, îl pupi în bot, îți faci poză cu el, îi dai drumul în apă. Mai departe, pleacă cleanule, pleacă carasule, pleacă șalăule. Când împuști iepurele, îți faci poză cu el, îi dai drumul, zboară puiule, adică... Cum faci? Și nu mai zboară. Da, din păcate, la vânător e mai greu. Așa e. Să fii vânător sportiv, după ce l-ai spulberat pe iepuraș. Dar putea să tragă cu tranquilizante. Știi? Adică... Eu știu că vânătorii nu ne suportă, dar după faza asta cu să tragă cu tranquilizante, cred că... Cu țef de-alea, cu sarbacană. Sarbacană, da. Practic, da. Eu am fost și legitimat, să știți, la legitimat GVPS. Legitimat la ce? Serios? La GVPS, da, am avut legitimație. Ca ce? Ca pescar eram. Acum nu mai e valabilă, gata, ți-ai câștigat independența. Era în anii 90, da. Mergeam pe baltă și a zis tataie că mai bine îmi fac legitimație ca să nu mă bată paznici. Exact. Serios, ai avut legitimație și de pescar? Și am fost la GVPS, da, am plătit o taxă și mi-au dat unde la. Era cum era buletinul pe vremuri, cărticică, așa, știi? Cărticică, da. Și aveam drept de pescuit pe tot teritoriul, pe tot cuprinsul patriei. Dar între pescuit și vânat, ce? Pescuit, clar. De ce? Întrucât stai e mai palpitant. E mai palpitant? Da, stai, te uiți pe bambina aia să vezi sare, nu sare, ai timp să bei și o bere. Dar oare există... De fapt, asta e... Da, grătarul nu mai bei, să faci un grătarul și bambina e pe clopoțel. În caz de ceva, nici nu stai să te uiți ca prostul. E sigur. Da. Bine, deci, ce să zic, ne pare rău. Trăiască independența pescarilor sportivi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.